Golden Hour, emisiune alimentată seară de seară la un izvor de optimism. Apa izvoarele Călimani, cu Jesse Baneș la Gold FM. Domnul doctor Adrian Cătinean, sau așa cum îl numim noi, domnul doctor de mațe, probabil că ați citit articolele sale de pe Solid News, de pe Radio Cold FM. Bună seara, îi spunem domnului doctor Adrian Cătinean, cu care am decis încă de data trecută să discutăm despre ce înseamnă un somn de calitate în viața noastră, bineînțeles dacă reușim să îl avem. Domnule doctor, auzim de multe ori despre faptul că ar trebui să dormim 8 ore pe noapte, neîntrerupt și așa mai departe, dar mi se pare că astea sunt doar legende și vreau să aud chiar de la dumneavoastră ce înseamnă în primul și în primul rând un somn de calitate pentru o viață armonioasă, să zic așa. În primul rând, bine v-am găsit și îți mulțumesc pentru invitație, Jesse. Mă bucur să mă aflu alături de tine și să discutăm astăzi despre somn, da? Cât este de important și ce se întâmplă în timpul somnului. Și aici să știi că am niște informații care o să fie așa, de mare impact, ca să zic așa, adică lucruri pe care nu cred că le știe multă lume sau, mă rog, știe foarte puțină lume. Și anume, ai spus că 8 ore de somn și sunt mulți care spun că somnul este overrated, nu? Adică important este să dormim, nu știu, 5 ore sau 6 ore să fie de calitate și asta e suficient. Mai sigur că depinde ce vârstă ai. Pentru că, de exemplu, la un sugar, 18 ore de somn sunt foarte importante pentru dezvoltarea sistemului lui nervos, pentru dezvoltarea minții lui. Și sunt cercetători care spun că este foarte important și pentru sexualizarea lui, adică să se poarte ca o fetiță sau să se poarte ca și un băiat. Și, mă rog, echilibru hormonal și așa mai departe. Deci somnul e foarte important și dacă sugar nu doarme și plânge tot timpul și nu are un somn de calitate, sigur că trebuie văzut de ce se întâmplă lucrul ăsta și trebuie asigurat un somn. Pe urmă, mergând mai departe, în perioada de creștere, la copii, la adolescenți, da? Când crește mult în înălțime și se modifică oasele și articulațiile și toate, somnul este de asemenea foarte important și mulți dintre adolescenți sunt dependenți de jocuri, de calculator, de telefon și așa mai departe. Și somnul nu mai este suficient și nu este nici măcar calitativ. Și atunci apar tot felul de disfuncții, tot felul de dureri și așa mai departe. Și acum vin cu informația pe care ți-am promis-o la începutul intervenției. Și anume, să știi că în timpul somnului noi ne reparăm. Creatorul nostru, divinitatea, așa ne-a făcut, da? Ca să alternăm perioadele de veche cu cele de somn. Ce se întâmplă în somn? În somn ne reparăm creierul, ne reparăm sistemul imunitar, ne reparăm mușchii, ne reparăm tendoanele, ne reparăm arterele. Și ce se întâmplă foarte interesant în somn? Noi trăim, sau mă rog, ne aflăm într-o stare de paralizie. Adică, de la nivelul trunchiului cerebral se generează o substanță, acetilcolina, care, mă rog, în funcție de cât este, poate să ne țină treji sau poate să ne adoarmă profund și chiar să ne paralizeze segmentele care sunt în mișcare în timpul zilei, pentru că numai atunci acestea se pot repara. De multe ori avem, nu știu, o injurie veche, ne-am lovit odată la genunchi și se întâmplă să ne trezim cu o durere la genunchiul respectiv, să spunem că e o durere reumatică care ține de vreme sau așa mai departe. Dar există injuria, dar reparația are loc continuu și în momentul în care nu mai dormim eficient și suficient, nu mai are loc reparația în acea zonă anterior lezată. Foarte interesant. Și cum ne sfătuiți, domnule doctor, să dormim astfel încât corpul nostru să se
refacă, să se recupereze. Câte ore sunt normal? Și acum mă refer, bineînțeles, pentru adulți, pentru că la copii și la adolescenți ați menționat. De la ce oră este important să dormim astfel încât anumite părți din corpul nostru sau anumite organe, mai bine zis, să se refacă? Vreau să ne dați acum acest sfat ca să încercăm să-l punem în practică și să știm cum este cel mai bine pentru noi, încât să avem o viață așa cum ne-am dorit să avem, o viață bună. O viață bună și cu multă sănătate. Răspunsul meu o să fie din două părți. Unul o să fie exact ce m-ai întrebat. Sigur că e foarte important ca să prindem două ore, mă rog, la un adult sau o oră jumate înainte de miezul nopții. Este foarte important ca de la ultima masă până la mijlocul somnului să fie cel puțin 6 ore. Da? De exemplu, dacă ne punem în pat și adormim la ora 10, nu? Și ne trezim la ora 6, să zicem că avem 8 ore de somn, jumatea somnului sunt 4 ore, da? Deci ora 2. 6 ore înainte trebuie să fie ora 8. Deci după 8 seara nu se mai mănâncă în mod normal, pentru că creierul, mă rog, trebuie să aibă suficient flux sanguin și fluxul de sânge să nu fie situat în tubul digestiv la digestie, ci să fie mai mult în creier și să se producă reparație. Acum o să, mă rog, cam astea ar fi niște elemente minime de igienă somnului. Dar un lucru foarte interesant este că reparația și toate lucrurile despre care pomeneam anterior, să știi că se produc în faza REM. Îți convins că îți amintești de formația cu numele REM. Da? Da. Care era prin anii 90. REM înseamnă Rapid Eye Movement. Da? Mișcarea rapidă a globilor oculari, care este o fază foarte importantă a somnului. Cei care se ocupă de studii de somn au văzut că dacă lipsește această fază, în care de obicei noi visăm și vedem lucruri, da? Și atunci suplea pe globii oculari se mișcă, mă rog, ca și cum ar vedea, și noi ne și mișcăm, mă rog, segmente de ale noastre ca și cum am umbla sau așa mai departe, sigur, nu la amplitudinea la care umblăm în mod normal, dar există un anumit centru în creier care este, mă rog, comandă mersul și care e un centru foarte vechi. Să știi că, de fapt, centrul care comandă somnul este moștenit de la dinozauri. Deci atât de perfect a fost creat în cursul evoluției, încât la fel dormeau și dinozaurii, precum dormim și noi astăzi. Deci, important această fază a somnului pe care, dacă nu avem, ne sculăm obosiți. Asta era tot din răspunsul pe care mi l-ai spus. E foarte important în aprecierea calității somnului dacă nu trebuie să tragem de noi ca să ne trezim. Adică nu tot apăsăm alarma, mai taci, mai încă 10 minute și încă un sfert de oră și așa mai departe. Înseamnă că calitatea somnului nostru nu a fost bună și acest lucru îl pot vedea foarte bine părinții la copii. Dacă trebuie să tragă de ei dimineața ca să se ducă la școală, înseamnă că ceva lipsește în calitatea somnului. Și am să spun ce lipsește, că sigur o să mă întreb cu ce putem să îmbunătățim somnul și toată lumea s-ar aștepta să zic cu melatonină. Da, ok, sigur și hormonul ăsta făcut de glanda pituitară, important și secreția lui, și dacă luăm din afară nu influențăm secreția endogenă, deci e un medicament foarte bun, un supliment, să-i spunem, foarte bun și foarte antioxidant, care are mai multe veleități, dar este foarte importantă vitamina D. Deci, calitatea somnului, în special la copii, care înseamnă refacere nu numai a muscula osteoarticulară, dar înseamnă și imunologică și nervoasă și așa mai departe, are foarte mare legătură cu cât timp se petrece afară, în soare. Ceea ce în ziua de astăzi lumea nu mai petrece, stă mult în casă, stă indoor, există generații care sunt în beton și sticlă, da? Și care au o lipsă cronică de vitamină D.
Nu mai vorbesc de forma activă care trebuie să se sintetizeze sub acțiunea razelor ultraviolete în piele. Și aici e o dezbatere intensă în ceea ce privește, mă rog, riscul de cancer. O să discutăm poate altă dată. Riscul de cancer de piele și expunerea la soare și vitamina D are mai mult legătură cu vitamina D, care nu e suficientă. Înainte copiii stăteau toată vara afară, da? Și venea toamna și se întorceau la școală și, mă rog, dormeau și dimineață ei se trezeau la 7, la 6 jumate erau gata. De se trezeau singuri, se ridicau din pat și așa mai departe. Dacă aveți copii care trebuie să trageți de ei în fiecare dimineață să vă luptați, să-i treziți, trebuie să lucrați la calitatea somnului și trebuie să vă uitați neapărat la nivelul de vitamină D. Ce-o fi având vitamina D cu somnul? Ei, s-a descoperit că există niște receptori în nucleul din trunchiul cerebral care sintetizează acetilcolina, adică substanța care ne paralizează în timpul somnului, care sunt pentru vitamina D. Și dacă nu avem vitamina D, nu putem să fabricăm acetilcolină și așa mai departe, nu putem să avem stimulare pe sistemul parasimpatic vagal. Sigur că e importantă, de exemplu, și vitamina B sau vitaminele de grup B, B5, B6 și așa mai departe. Și această vitamină D, dacă o luăm, bineînțeles, după ce ne facem niște analize, ne ajută. O putem să o luăm, că niciodată nu-i supradozat. Adică, credem acum, și cred că am mai menționat la tine în emisiune, cu COVID-ul s-au descoperit multe lucruri, pentru că vitamina D este un foarte bun combustibil pentru sistemul imunitar și ne ferește de infecții virale și așa mai departe. Și au început să se dozeze vitamina D și de către medicii de familie, nu numai de către medicii specialiști. Și începem să vedem destul de bine cam care este nivelul de vitamina D. Dar eu vreau să vă întreb, această vitamină D ne va ajuta ulterior să și adormim? Pentru că eu cunosc foarte multe persoane. Iar vitamina D trebuie luată seara. Mulți specialiști greșesc și o recomandă să fie luată dimineața, dar nu. Are mare sens să fie luată seara. Și dacă suntem în deficit de vitamina D sau, știu eu, trecem printr-o infecție virală, atunci, înainte de somn, este cel mai bine să o luăm, pentru că ne va ajuta la somn. Ne va ajuta în toate procesele legate de somn și de refacere. Da. Vă mulțumim foarte mult, domnule doctor, pentru toate informațiile extrem de interesante, iată, pe care ni le-ați dat și chiar ați și demontat un mit, cum că celebrul medicament ne ajută melatonina. La somn, melatonina, da? Ne ajută, vezi, să nu inducem lucruri greșite. Sigur că ne ajută și importante. Sunt oameni care nu pot dormi, nu pot să adoarmă, sunt alți oameni care au un somn întrerupt. La toți aceștia au probleme cu refacerea, cu toate mecanismele de care am vorbit. Și aici sunt foarte importante lucruri, să nu ne expunem la lumina albastră a dispozitivelor electronice. Am spus, cu mâncarea, stimuli de tot felul, auditiv, vizual și așa mai departe, ca să putem adormi. Și da, melatonina poate să fie un inductor de somn bun. Mă rog, sunt persoane care au probleme atât de mari încât nici acestea nu sunt suficiente, dar acolo e vorba de consultații de specialitate și a lucra în contact strâns cu un specialist. Da. Vă mulțumim frumos încă o dată pentru toate informațiile și vă mai așteptăm cu drag la Gold FM să discutăm și despre alte curiozități. O seară fantastică să aveți! Mulțumesc. Dragi ascultători, a fost alături de noi domnul doctor Adrian Cătinean sau doctorul de mațe, a cărui articole puteți să le citiți și pe Radio Gold FM și pe Solid News. Informații mereu foarte interesante de la domnul doctor, care vine mereu cu sfaturi practice. Vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem mâine tot aici la Gold FM, Golden Hour cu Jessie.